Mulțumesc platformei împreună pentru această ocazie de a exprima câteva gânduri referitoare nu doar la strategia de educație parentală, ci în general la contextul pe care iată îl traversăm cu toții. O să plec în introducerea tematicii de la o idee simplă, și anume faptul că școala, în opinia mea, trebuie să formeze caractere. Școala nu trebuie să deformeze, trebuie să formeze. În momentul de față, vedem o bulversare totală în învățământul românesc. Vedem că legea educației este schimbată prin nenumărate zeci de amendamente, toate sistemele care s-au încercat au, au, au lăsat urme, avem tot felul de probleme care nu au nicio legătură cu educația parentală, avem școli care au toaletă în curte, avem copii care se culcă, din păcate, flămânzi. Și toate aceste probleme sunt ignorate, în schimb se pune accent pe niște lucruri care n-au nicio legătură cu prioritățile reale ale cetățenilor. Nu vă spun suma uriașă care era alocată pentru această strategie de reeducare, practic, parentală. Și vreau să vă spun foarte tranșant că această strategie este, practic, și toate demersurile de acest tip sunt, practic, o formă de corupție morală. De ce spun asta? Pentru că. Practic, ce se întâmplă în momentul de față este o denaturare a libertății. Este o, o denaturare a libertății de conștiință, a libertății părinților să-și duce copiii, a libertății de exprimare a creștinilor în public, toate aceste lucruri, încet, încet, foarte subversiv, foarte încet, dar sigur, se întâmplă sub ochii noștri. Din păcate, foarte multă lume este impasibilă și nu înțelege miza adevărată. Miza este, practic, o formă de corupție morală în sensul de a șterge reperele pe care le are fiecare persoană, să spun așa, și nu spun individ, expres spun persoană, pentru că persoana este creație unică a lui Dumnezeu. Și acest chip uh, unic a dat-o, a anzestrat-o cu un lucru foarte important, și anume libertatea. Libertatea aceasta este în momentul de față atacată, pentru că este prost înțeleasă. De la... Uh, cei care au murit pentru ca noi să fim liberi astăzi am ajuns la o libertate excesivă, totală, dar care practic duce la multe abuzuri. De ce spun asta? Pentru că se diluează însă și persoana umană, creație unică a lui Dumnezeu. În ce sens? Ea este redusă la uh, stadiu de instincte primare. Nu întâmplător sunt instrumentalizate aceste minorități sexuale. În anii 50, comuniștii instrumentalizau proletariatul și uh, în general, aceste clase care trebuiau emancipate. Acum este vorba despre minoritățile sexuale. Scopul final este tot același ca și atunci, de control. De control prin aceste, uh, această încercare de a face omul mai slab, de a-i slăbi moralitatea, de a lovi la temelia familiei și de a-l aduce într-o stare în care el să poate fi ușor controlabil. În momentul când se pune accent doar pe aceste instincte primare, în momentul în care morala este eliminată, pentru că în această strategie de educație parentală se spune foarte clar. Dom'le, familia tradițională sau familia naturală și morala creștină sunt perimate. Deci ele, la el, trebuie renunțat la ele și înlocuite cu ceva ceea ce se cheamă uh, opțiuni diverse. Iată că de curând Germania a introdus, uh, a legiferat al treilea sex, uh, sexul divers. Uh, se face aici un amalgam foarte nefericit cu ideea de unitate în diversitate, moto care este folosit în Uniunea Europeană, de fapt Uniunea Europeană, la baza ei, au stat chiar aceste valori creștine. Și acest lucru se uită și se ignoră și de aceea Europa are foarte multe probleme în prezent, pentru că și-a ignorat acest fundament care este civilizația iudeo-creștină. Acest fundament nu a fost inclus în ceea ce înseamnă tratatul constituțional ulterior eșuat și apoi nici în tratatul de la Lisabona și astfel am avut niște probleme care iată se acutizează în Europa. Noi suntem pro-europeni, suntem pentru valorile care au consacrat Europa și Europa, valorile care au consacrat Europa sunt ale părinților fondatori, precum Conrad Adenauer, precum Robert Schuman și sunt foarte clare. Libertate de religie, libertate responsabilă. Deci nu o libertate dusă la extrem în care oricine poate fi orice, oricând, mâine poate alege să fie femeie, dacă este bărbat, dacă nu este femeie, și așa mai departe. Deci, această identitate de gen, această ideologie de gen încearcă practic să bulverseze, în primul rând, copiii care încă nu sunt la acea etapă de dezvoltare în care să poată să aibă acel discernământ atât de necesar, și ca urmare să-i corupă. Este o formă de corupție morală. Discutăm foarte mult în ultima vreme în spațiu public despre corupție la nivel politic, la nivel economic și așa mai departe. Dar și corupția morală este o problemă reală. Este practic, dacă plecăm de la ideea că până la urmă însă și ideea de anticorupție este tot izvorâtă din decalog, deci tot o valoare creștină, pentru că așa este, trebuie să avem în vedere și faptul că toate valorile care au stat la baza Europei Unite au fost legate de creștinism. De exemplu, pacea. Pacea este, iarăși, o valoare nu generală, ci eminamente creștină. Deci, toate aceste valori sunt, nu sunt, pot fi văzute în abstract, așa cum ni le prezintă unii astăzi, cu tot felul de constructe socioculturale și așa mai departe. Ele sunt niște uh, valori izvorâte din morala creștină. Bun. Revenind. În momentul de față, avem falsa opțiune între un așa zis progresism, care de fapt este un proregresism de tip neomarxist și un populism prorus. Le respingem ambele aceste fețe la aceleași monede, pentru că până la urmă niciuna dintre ele nu face decât să subjuge libertatea. Libertatea persoanei este foarte importantă, libertatea de a alege ce educație să dai copiilor tăi, libertatea de a te exprima în spațiu public și a spune că susții Respectând, evident, și părerile altora, dar nu ai pretenția decât să fii și tu, să-ți fie permis să-ți exprimi opiniile și, așa cum și tu le accepti, chiar dacă nu ești de acord cu ele, acea, acea fundamentală importanță a dreptului de a nu fi de acord cu celălalt. Dar vedem că această dezbatere publică este tot mai, mai agresivă, vedem că această zonă neoprogresistă. Încearcă să impună încet, încet agenda sa în toate locurile, inclusiv în Ministerul Educației, mai pe ascuns, mai pe față, încercând să inducă ideea că familia este perimată, tradiția e perimată, să nu mai vorbim despre trecut, să nu vorbim despre anul centenar, să nu vorbim despre strămoși. Deci, orice lucruri care ar putea să-i amintească ființei umane de legătura ei cu Dumnezeu, cu strămoșii, cu prezentul. Cu trecutul cu viitorul și să-i dea o anumită identitate, este anulată. De ce? Foarte simplu, pentru că un om fără trecut nu are nici viitor, nu are repere, nu are morală. Este lipsit de orice, orice absolut orice uh, sprijin într-un context atât de bulversant, în care vedeți că suntem confruntați cu atâtea și atâtea informații care vin asupra noastră, și cu atâtea și atâtea manipulări de tot felul. Revenind, școala are un rol esențial în formarea de caractere. Avem nevoie de educație pentru formarea caracterelor. Nu avem nevoie de educație pentru deformare. Nu avem nevoie de o educație care să facă apel la o libertate înțeleasă prost, la o libertate, cum să spun, necontrolată. Această libertate necontrolată duce până la urmă la servitute, la înrobirea omului față de simțuri, față de plăceri și, în, în final, la o masă manipulabilă care poate fi ușor controlată. Această agendă, evident, iată, se întoarce și vedem că aceste încercări succesive, progresive, de a subjuga, de a cuceri sufletul copiilor pentru a forma, așa zis, un om nou, progresist, fără repere, fără morală, fără vreo convingere proprie în care să poată fi instruit în conformitate cu niște concepte care nu au nicio bază. Deci, nicăieri în legile României și în Constituție nu este stipulată ideologia de gen. Și totuși, iată că ea este insidios infiltrată în școli și în, în apropierea școlilor, ca să spunem așa, prin tot felul de programe de formare. Vedem tot felul de cursuri. Ministerul Educației, când i-am interpelat pe tema asta, au spus nu, noi, noi nu avem treabă decât cu cele acreditate, decât nu putem să vedem ce se întâmplă pe toată piața de astfel de cursuri. Bun, dar în joc sunt în continuare conștiințele, pentru că în momentul în care tu le schimbi mințile sau îi deformezi pe profesori, profesorii vor fi cei care îi vor deforma pe copii și tot așa. Deci, Trebuie să afirmăm foarte clar în spațiu public dreptul creștinilor de a se exprima pe plan civic, pe plan politic, de a exprima aceste valori pe care, care nu pierd, indiferent că vor unii sau alții, care sunt practic fibra morală esențială a neamului nostru. Aceste forme de corupție morală nu reușesc decât atâta vreme cât noi, cei care încă suntem atașați și apărăm aceste valori. Nu ne exprimăm sau uh, ne lăsăm intimidați de o agendă ideologică care nu are nimic de a face cu România. Nu are nimic de a face cu uh, sufletul atât de curat și de generos al uh, românului, de ospitalier. Uh, și eu o spun acest, și spun acest lucru uh, cu bucuria faptului că România totuși păstrează această credință ortodoxă, creștină și, mă rog, toate bisericile, iată, și-au conjugat eforturile pentru apărarea acestor valori, fie ele ortodox. cult ortodox, neoprotestant, catolic și așa mai departe. E un lucru extraordinar, e un lucru care arată solidaritate într-un moment în care iată ce se întâmplă și în Europa. Iată că Europa, în momentul în care și-a negat această identitate creștină, a ajuns să aibă niște probleme enorme. Iată că sub limbajul corectitudinii politice anumite teme și anumite subiecte au fost din spațiu public, fie că vorbim de Franța prin laicitate, fie că vorbim de Germania sau alte state, a dus numai la acutizarea unor probleme legate de integrarea islamului. Vedem ce se întâmplă acolo și ce dezbateri sunt, vedem că lideri precum Merkel și Sarkozy decretau moartea multiculturalismului sau eșecul multiculturalismului, dar, pe de altă parte, nu s-a pus nimic în loc. Nu s-a combătut radicalizarea, lucrurile au rămas sub această corectitudinea politică au rămas la un nivel care a înrăutățit lucrurile în loc să le îmbunătățească. O soluție este foarte simplă. Soluția este ca persoanele creștine, cu valori creștine, să revină în spațiu public, nu să se retragă. Chiar dacă a fost, să spunem, o frângere, într-un fel, referendumul, trebuie să mergem și să ne afirmăm aceste valori hotărât în spațiu public. Trebuie să nu uh, capitulăm și să găsim să afirmăm foarte clar și să nu, nu îi lăsăm să ocupe acest spațiu, pentru că trebuie să o spunem foarte clar, suntem pro-europeni, respingem orice formă de populism pro-rus, respingem orice formă de totalitarism, neomarxism, neomarxist, progresist, putinist și așa mai departe, acestea sunt, practic, formele unor ideologii pe care le vrem de mult dispărute în țara noastră și peste tot în Europa. Ceea ce ne animă sunt exact valorile generoase ale Europei Unite, ale părinților fondatori, și anume libertate responsabilă, libertate religioasă, libertate economică și mai ales această extraordinară valoare a păcii și a respectului față de demnitatea și unicitatea persoanei umane, creație unică a lui Dumnezeu. Vă mulțumesc!